Bună și bine v-am regăsit la acest nou video de Minecraft! Nu uitați să rup butonașul de like și de subscribe pentru momentul super, super mult și hai să începem! Ok, în acest video o să vă arăt top 3 baze de început în Minecraft, care desigur vă vor ajuta super, super mult și da, au și un design super, super interesant. Haideți să începem cu prima bază! Acesta este primul nostru pas din prima bază! Haideți să vedeți și designul. Ok, este un cort. Primul pas este să punem aici pozol, stone, diorit, coarse, dirt, niște oak leaves și desigur diorit și pozol din nou și le punem într-o formă cât mai aleatorie. Al doilea pas va fi să punem aici așa o plăcuță de, de 3x3 de oak planks. Și aici o să punem un crafting table, un furnal și un chest. Și dacă ai la îndemână niște lână, este super, super folositor dacă pui niște bannere și le pui așa. Cam acesta este și modelul în care vei pune concretul roșu și cel alb. Pentru că, după cum știți, de obicei găsesc pe aici super multe flori și până la urmă este super, super la îndemână și folositor. Pentru că și arată super genial. Punem aici un chest, fain frumos, vii într-o zi, pui o cărniță, faci o bărcuță, pleci un pic și chiar este și designul destul de interesant. Adică uitați-vă, sunt ca niște păturici. O punem și aici frumos păturicile, ca niște postere. Și ieșim pe curtea din spate și continuăm cu un al doilea pas. Cam acesta este și al doilea pas. Tot ce trebuie să faceți este să puneți un campfire normal de preferat pentru că arată mai drăguț. O să punem un pătuț roșu și niște slab-uri de oak în această formă. În stânga blocului cu perna o să punem următorul lucru. Un rail o să luăm. Și un minecart. Acest lucru nu este obligatoriu, dar este super interesant, mai ales pe design. Asta trebuie să facem. Am pus minecartul. O să facem shift. Hopa, hopa, nu a ieșit bine. Hai să luăm și gres și slab-ul de oak ca să putem înlocui. Ok, acum că am scos trailul, o să punem la loc blocul de gres, bloc sau de dăr, ce aveți mai la îndemână. Punem și acest slab și gata, este toată chestia. Dar nu asta este tot. Chestia cu adevărat interesantă este că te poți băga oricând în Minecraft și să privești stelele. Și gen nici nu vin mobi pe tine. Adică nu prea au cum să te vadă. Și opțional, nu știu dacă știați, este un bug la această chestiuță. Dăm time set night, o să ne culcăm în pătuț și o să vedeți că în loc să apărăm în pătuț, apărăm în minecart. Efectiv, uitați-vă, n-am făcut nimic, dar am apărut în minecart. Dar e chiar interesant, bubuș distractiv. Eu zic că este super, super folositor. Haideți să trecem la cel de-al treilea pas. Pentru cortulețul nostru de tabără. Bun venit la cel de-al treilea pas pentru cortul nostru de tabără. Haideți să vin și arăt. Primul pas este să puneți aici în mijloc un sapling și să dați bone. Trebuie să crească copacel așa mare. Dacă a crescut mic, îl tăiați și tot puneți pe sapling-uri până crește unul mare. După ce a crescut unul mare, cam așa ar trebui și să arate. O să punem așa în această formă niște slab-uri de cobblestone. Acestea de la colțuri ar fi cel mai bine să fie cu mușchi în acesta de pădure, pentru că dă design în plus. Și dacă tot vreți design, punem aici un clopoțel pe oricare crenguță și putem să sunăm, că de ce nu? Ok, haideți să trecem la cel de-al patrulea pas.
Ok, acum că am revenit cu pasul următor, haideți să vi-l și explic și să vă arăt cum să-l construiți. Primul pas este să luați niște oak fence-uri, să le puneți cam așa, 1, 2, hai că mai punem una, 2, 2, 3, opa, am greșit puțin, dar am greșit și bun. Acum că am pus aceste mini frânghii, oare ce fac? Nu? Mulți ne întrebăm, da, da. O să facem un leagăn din acesta, în care putem să ne dăm din. Și... ui, ui, ui! Cam chestia asta putem să facem pe acest leagăn, să țipăm de bucurie. Dar dacă nu vreți să faceți un leagăn, puteți face ideea următoare. Puneți aici unul, aici unul și să faceți în așa fel, ca un fel de mini traseu de urcare. Ceva de genul. Știu că se vede ciudat un pic. Așa. Cam așa ar fi logic să arate. Și puteți pune niște cauldronuri sau, eu știu, niște flower pot-uri și să fie ca niște ghivece suspendate în copăcel. Dar o să lăsăm așa leagăn pentru că așa este mai drăguț. Și da, cam aceasta este și baza cu numărul 1. Haideți să facem și un mic tur. Ok, haideți să vă arăt turul primei noastre baze de început. Ok, am venit aici. Wow, am găsit un cort. Uite, are și design. Furnale, are tot ce vine de bază. Și partea interesantă. Wow, noaptea poți dormi sub cerul liber, efectiv este super. Ăsta mai este și bugul ăsta în care poți, nu știu, arunci un item. Uite. Și rămâne aici. Și dacă vrei neapărat poți să pui un hopper. Un minecart cu hopper și să rămână aici, gen. Pentru că chiar arată bine, arată ca niște lădițe în care pui iteme înainte să dormi. Și... chiar am sărit bine. Aici un camper, dorm sub cerul liber, frumos, un leagăn pentru copii și desigur un clopoțel, pentru că de ce nu să putem și suna. Și da, cam aceasta este baza cu numărul 1. Haideți să trecem la baza cu numărul 2. Revenim după ce am construit-o și pasul întâi. Mă bucur super mult că ai rămas la cea de-a doua bază din episodul nostru, una dintre cele mai interesante, desigur, și haideți să ne apucăm să o facem! Primul nostru pas va fi să găsim un lac măricel, să punem fensuri așa sub apă, cel mai bine de spus pentru că arată genial! Să punem aici niște fensuri, aici am pus slaburi eu și... da, desigur, am pus și niște torțe și slaburi chiar aici, pentru că de ce să nu fi pus până la urmă? Oh, ce fain. Uite și cu portal de Nether, perfect, genial Sidu, o să-l și dau. Haideți să facem pasul al doilea, revenim după ce l-am făcut. Ok, tocmai am revenit cu pasul al doilea de la cea de-a doua bază. Haideți să vă arăt. Primul pas este să construim aici 3 blocuri de spruce plank, încă 3 aici, glass, tot așa niște blocuri și haideți să vă arăt partea cea mai faină. Aici o să punem stairs, adică niște scărițe și aici o să fie piesa de rezistență. O să punem apă în forma asta, gen. Stai că am inundat puțin. Mă tem. Vă leu, ce se... oh, a ieșit și apa afară, ok. Haideți să o punem la loc, nu e nicio problemă. Să ne descurcăm. 2, 3, 4, ok, bun. Acum că am reparat toată chestiuța, o să mai punem acolo un slab și o să luăm, opțional este chestia, la un bloc de soul sand pe care o să-l plasăm, nu știu, unde doriți. Haideți, îl punem aici, ceva gen. Ba, da, dacă doriți puteți pune
un bloc de solsen de design, ca să se audă fain. Și da, dacă doriți puteți să și puneți așa gen și să ridicați puțin levelul ăsta și să fie cu bule. Dar momentan nu cred că s-ar vedea atât de bine. Haideți cu pasul numărul 3. Iată că am revenit și cu pasul numărul 3, unul dintre cele mai interesante din tot acest episod. Haideți să vă arăt. O să construim aici în forma aceasta cu scări de sprus, punem două trapdoor-uri și niște ledere cam în forma aceasta pe care se urcă super, super ușor. Putem închide oricând trapdoor-urile și șacalaca. Le-am închis, punem aici jos niște apă și aici este un bunker micuț și super, super pitoresc. Chiar îmi place această idee. Aici niște chesturi, desigur, un furnal, un crafting table, un pătuț, foarte șmecher arată, chiar îmi place, sincer, super, super mult. Și da, este esențial de survival, dacă vrei să stai afecat la o fermă și, nu știu, îți dorești să faci un fel de, nu știu, loc să campezi. Și este super, super folositoare. Revenim cu următorul pas. Am revenit și cu pasul numărul 4, care este de asemenea destul de folositor. O să punem două trapdoor-uri așa și așa pentru a putea să mergem pe forma aceasta și gata, uite, ne lasă să trecem ca prin minune. Este totuși ca să putem trece din cauza blocului de la jacuzzi. Știu că nu este super, super interesant, dar totuși sunt chestii de bază pentru cei care nu se prea știu juca. Ok, haideți să trecem la a treia și cea de a ultima bază din episodul nostru minunat. Revenim după ce am făcut pasul 1. Am ajuns la cea de-a treia și ultima bază. Haideți să vă arăt cum o putem construi. Ok, cam așa se face, revenim cu explicațiile. A venit acest wandering trader, cred, să ne cumpere casă pe care nici măcar n-am explicat cum se face. Încă nu e de vânzare. Ok, bun. Primul pas este să punem blocuri de dirt în cam această formă, un trapdoor de absolut orice tip, un chest, furnal, crafting table, un enchanting table și un redstone lamp cu un buton atașat și absolut această bază are absolut tot ce ai nevoie pentru a supraviețui. Adică ce vrei mai mult de atât? Adică nu, și pat vrei, mă gândesc. Uite ăsta, pătuțul, luăm un din ăsta, luăm încă 2-3 blocuri de dirt și le punem fix așa. Da, dar cred că este cam tare ăsta, domnul Wandering Trader. Și după ce am ajuns aici, mai punem un trader ca să ne putem duce înapoi. Punem și aici. Și gen, uitați cât de mici suntem. Și gata, am ieșit. Este efectiv foarte useful. Hop, 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 hop. Cam deja nu am înțeles eu ce fac. Stăm așa, șacataca, craftăm, luăm ce avem nevoie, reactivăm astea și am ieșit. Și acum baza asta are efectiv tot ce ai putea avea nevoie pentru a supraviețui în survival. Acum, cum să zici tu că nu are și redstone lamp, este efectiv și sofisticată și mică și o poți face foarte, foarte repede și simplu. Și da, cam atât cu acest video, nu uita să rup butonașul de like și să te abonezi, pentru că ne apropiem de suma de 70 de abonați pe YouTube și da, m-ar ajuta super, super mult dacă te-ai abona, pentru că în curând o să vină un nou episod de genul acesta chiar mai interesant, în care o să facem construcții cu redstone. Da, da, ați auzit bine, o să facem pulsare, lifturi, elitra launchere, schimbători de armuri și multe altele. Până atunci,
Puteți sta la curent abonându-vă, activând clopoțelul și dând un like. Și un like, desigur, dacă nu v-a plăcut videoclipul. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!